Pași importanți pentru dezvoltarea economică a Pașcaniului. Primăria municipiului a anunțat Consiliul Județean Iași că are și poate pune la dispoziție aproape 58 de hectare de teren pentru amenajarea unui parc industrial. Răspunsul a fost trimis în cursul zilei de marți, 6 aprilie, după aproape jumătate de an de declarații și acțiuni controversate pe această temă, din partea primarului Marius Pintilie, precum și în urma a două solicitări trimise de Consiliul Județean Iași pe 17 februarie, respectiv 23 martie. În adresă se arată că municipalitatea poate pune la dispoziția legislativului județean o suprafață de teren de 579.500 de metri pătrați, situată în apropiere de suburbia Sodomeni, cu acces la drumul județean 208L și cu posibilitatea de conectare la cele două autostrăzi care vor trece prin apropiere. Este vorba despre o pășune, dar urmează să fie schimbată destinația terenului, pe motiv că numărul de animale crescute de gospodarii din zonă a scăzut foarte mult în ultimii ani. Primăria a transmis astăzi la Consiliul Județean Iași o primă propunere de teren pentru construirea unui parc industrial în municipiul Pașcani. Este vorba de o suprafață de aproximativ 58 de hectare, situată în extravilanul municipiului. Terenul are acces la drumul județean 208L, Pașcani, Brătești, Miroslovești și este în vecinătatea zonei unde se vor intersecta cele două autostrăzi A7 și A8. Așteptăm ca specialiștii de la Consiliul Județean să analizeze propunerea și dacă o vor considera potrivită, vom demara celelalte proceduri pentru realizarea acestui proiect. Adresa a fost trimisă la câteva zile după ce primarul municipiului și deputatul Sorin Năcuță s-au întâlnit cu reprezentanții Consiliului Județean Iași pe aceeași temă. Subiectul va fi discutat și în legislativul local. Consilierii trebuie să voteze darea în folosința terenului pentru realizarea investiției. Amenajarea parcului industrial ar urma să fie făcută de Consiliul Județean Iași din fonduri guvernamentale, iar utilitățile trebuie asigurate de la bugetul local. Întâlnirea de săptămâna trecută este în nota proiectelor propuse în campania electorală de Organizația Liberală și Organizația Județeană și președintele Consiliului Județean și-a propus să dezvolte mai multe parcuri industriale în județul Iași. Evident, Pașcani fiind al doilea oraș ca mărime în județ, considerăm noi oportun un parc industrial în zonă, mai ales în perspectiva realizării celor două autostrăzi care ar trebui să treacă în proximitatea municipiului nostru. A fost puse în discuție două soluții pentru acest parc. Evident, terenul de la serie de la Blăgești, dar în acest moment acest teren este în litigiu și o altă variantă ar fi una din pășunile de la Sodomeni sau Gâștești sau o parte din suprafața pășunilor. Varianta cea mai bună, plauzibilă, ar fi pășunea de la Sodomeni, pentru că una din condițiile de eligibilitate pentru finanțarea acestui parc industrial ar fi să, ca această suprafață să aibă acces la un drum județean. Și cel de terenul pășunea de la Gâștești din apropierea pădurii Moțca este în apropierea unui drum județean, dar terenul este în pantă, iar lucrările de amenajare ar costa foarte mult. Așa că soluția propusă pentru studiul de fezabilitate va fi o parte din pășunea de la Sodomeni. Evident, pășunile au un regim special reglementat prin lege, iar schimbarea destinației se face prin două modalități, trei modalități, aș spune eu. Una din ele ar fi schimbarea destinației în urma unui studiu sau alocarea altei suprafețe pentru pășunat. Trebuie să spunem că pe această suprafață urmează să treacă și autostrada A8 pe o lățime de vreo 10 metri, am văzut în studiul de fezabilitate. Acea suprafață se pretează foarte bine la acest parc industrial. Lucrările vor începe în acest an. Pe lista Consiliului Județean sunt deocamdată parcurile industriale de la Poduiloaiei, Deleni și Dumești. Deputatul Sorin Năcuță spune că investiția va fi realizată până în anul 2024-2025, perioadă în care este prevăzută și finalizarea tronsonului Bacău-Pașcani din autostrada A7.
Evident, parcul industrial va avea un parcurs. Nu avem speranțe că se realizează anul acesta sau anul viitor. Sunt niște pași de parcurs, se va face, terenul va fi preluat de Consiliul Județean, care va efectua investiția, finanțarea acestui parc industrial. Probabil, dacă autostrada A7 Tronsonul-Bacău-Pașcani va fi finalizată așa cum avem promisiuni în 2024-2025, perfect ar fi ca și acest parc industrial să fie finalizat până la acest termen. Menționăm că și fostul primar a avut în vedere aceeași locație pentru amenajarea unui parc industrial. Dumitru Pantazi susține că anul trecut a trimis un răspuns Consiliului Județean Iași, în care a precizat că municipalitatea ar avea la dispoziție circa 20 de hectare de teren pe pășunea din apropierea suburbiei Sodomeni. Subiectul a fost reluat la sfârșitul anului, când consilierul Sorin Olariu a propus realizarea unui studiu de fezabilitate pentru stabilirea locației parcului industrial. Proiectul nu a fost sprijinit de edil și consilierii PNL Pro-România. La scurt timp, primarul Marius Pintilie a venit cu propunerea ca parcul industrial să fie amenajat pe terenul unde sunt serele de la Plăgești, deși există un litigiu între primărie și societatea care îl deține, ambele susținând că au drept de proprietate. Vești proaste pentru pășcănenii cu venituri mici. Primăria municipiului nu mai acordă tichete sociale pentru Paște și Crăciun în acest an. Anunțul a fost făcut chiar de primarul Marius Pintilie la solicitarea consilierei Gabriela Nedelcu în ședința extraordinară care a avut loc pe 7 aprilie. Edilul a motivat că nu sunt bani la bugetul local și că anul trecut funcționarii de la asistență socială au fost ocupați 2 săptămâni de zile cu anchete sociale. Pintilie a mai spus că tichetele pentru Paște nu sunt drepturi, ci cadouri și că este opțiunea lui ca primar de a nu le acorda. În replică, fostul viceprimar a explicat că sunt sute de cetățeni cu venituri mici care așteaptă un ajutor de la primărie pentru a avea ce pune pe masa de Paște. Vreau am să întreb dacă se mai acordă tichete de Paște, pentru că mă întreabă oamenii și nu știu ce răspuns îi da. Nu. De ce? Nu se acordă etichete. Da. Eu cred că era un impact bugetar atât de mare încât oamenii aflați nevoie să primească aceste etichete de Paște. Nu am răspuns că nu se acordă. Deocamdată nu avem votat bugetul. Pe de altă parte, este opțiunea mea în calitate de primar că nu am o astfel de inițiativă. Erau persoane care, într-adevăr, ar fi avut nevoie de acest sprijin financiar din partea primării. Cred că este prima dată când nu se acordă. Toate drepturile sociale pe care cetățenii municipiului Pașcani l-au solicitat și sunt garantate prin lege, primăria le-a oferit. Acestea sunt niște, nu sunt niște drepturi, sunt niște, să zicem, este cadouri. Este un sprijin financiar, nu-i cadou. Opțional, nu este reglementat prin lege, este un sprijin opțional. Din partea mea, în calitate de primar, îmi asum faptul că nu pot să am o astfel de inițiativă. Una motivată de buget, a doua, ca funcționar în primărie, am văzut ce s-a întâmplat și în decembrie. Am avut 2 săptămâni de zile blocată primăria pentru tot felul de anchete sociale și tot felul de lucruri. Nu-i motiv, din punctul meu de vedere. Este punctul meu de vedere, noi asta aveți alt punct de vedere. Să înțeleg, nici la Crăciun nu mai intenționați? Deocamdată nu. În momentul în care vom avea suficienți bani la primăria Pașcani pentru astfel de cadouri, atunci am putea să discutăm. Și cu ajutoarele de urgență vor fi probleme în acest an. Primarul Marius Pintilie a spus că sumele alocate sunt mici și doar pentru cererile considerate justificate de funcționarii de la asistență socială. Și să înțeleg și să răspund și asupra ajutoarelor de urgență, decizia dumneavoastră? Deci ajutoarele de urgență sunt la un nivel, nu știu, nu l-am comparat, dar sunt la un nivel minim. Doar acele lucruri pe care cei din compartimentul social l-au considerat justificate, s-au dat ajutoare de urgență de ordine câteva sute de lei. Care sunt? Sumele sunt mici, dar... Nici aici nu era un impact așa de mare. Înțeles, dacă
Mai aveți altă întrebare? Nu, pentru că m-au întrebat oamenii și este firesc să aflim un răspuns, să știi dacă într-adevăr primăria... Mi-ați răspuns foarte clar și pentru dumneavoastră. Aveți altă întrebare? Da. Menționăm că de ani buni de zile primăria Pașcani alocă bani de la bugetul local pentru acordarea de tichete sociale. Anul trecut au fost împărțite circa 1200 de tichete de Paște și de Crăciun, cu valoarea de 100 de lei fiecare. Ele au fost achiziționate de fosta administrație. În acest an, primarul municipiului susține că nu are bani la buget, deși a anunțat că vrea să majoreze salariile unor funcționari și să cumpere o toaletă de 250.000 de lei. S-a confirmat un nou focar de peste porcină în comuna Hălăucești. Boala a fost descoperită în ultima săptămână în curtea unui gospodar, iar în urma efectuării testării, 8 animale au fost ucise pentru a preveni răspândirea maladiei. După ce au fost prelevate probe biologice de la o scroafă cu purcei, medicii veterinari au confirmat că este vorba despre peste porcină africană. În aceeași locație erau crescuți alți 5 porci, care au fost considerați exploatație de contact. Deci în localitatea Hălăucești, la numitul Duscă Ioan, în urma unei sătări a scroafei, s-a depistat că avea semne clinice de boală, adică semne clinice pentru peste porcină africană. A venit medicul veterinar imediat și a fost recoltat sânge pentru a o transmite la laboratorul sanitar veterinar Iași, unde s-a depistat proba pozitivă. Menționăm că în aceeași locație mai exista încă o exploatație cu 5 capete de suine. Conform reprezentanților DSVSA Iași, proprietarul care a fost afectat de pierderea animalelor din cauza pestei porcine urmează să primească despăgubiri. Pentru a limita infecția cu pestă porcină, reprezentanții DSVSA recomandă luarea tuturor măsurilor de protecție necesare. Ce noi putem spune proprietarilor, să limiteze circulația animalelor în această perioadă, să nu se intre în adăposturile în care sunt crescuți porci cu încălțăminte și haine care au fost purtate pe stradă, iar porcii să se crească doar în spații îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de din curtea respectivă. Deocamdată nu mai avem niciun caz în această zonă. Noi respectăm toate măsurile ce se impun. Pentru a asigura izolarea zonei afectate, au fost stabilite zone de protecție și de supraveghere în jurul focarului, pe o rază de 3 km, respectiv 10 km. S-a efectuat recesământul tuturor exploatațiilor cu suine, a fost reactivată unitatea locală de sprijin și s-au constituit filtre de control auto pe căile de acces din și înspre localitatea Hălăucești. De precizat este și faptul că la începutul lunii februarie, pesta porcină a fost confirmată și în focare din localitățile Tătăruși și Cristești. Legislativul pășcănean s-a întrunit miercuri 7 aprilie, începând cu ora 11, în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi a fost un singur proiect de hotărâre, care a fost aprobat în 5 minute, fără dezbatere. Este vorba despre o modificare adusă la cheltuielile care urmează să fie suportate din bugetul local, în cadrul proiectului de modernizare a școlii gimnaziale Iordache Cantacuzino, din fonduri europene și cofinanțare de la bugetul local. În sală au fost doar 15 consilieri. Avem un singur proiect pe ordinea de zi, proiect de hotărâre de modificare și completare a hotărârii numărul 85 din 9.05.2018 de aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul creșterea eficienței energetice școala gimnazială Iordache Cantacuzino Pașcani, județul Iași, axa prioritară sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiții, 3.1, sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile, în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor. Operațiunea B, clădiri publice, obiectiv specific, creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeoseb a celor care înregistrează consumuri energetice mari,
apel de proiecte numărul POR per 2016 per 3 per 3.1 per B per 1. Dacă sunt avizele întâi. Aș veni favorabil. Economic? Favorabil. Învățământ favorabil. Favorabil. Favorabile. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt, vom trece la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Menționăm că prin acest proiect s-a dorit modificarea unei hotărâri aprobate acum câteva zile, numărul 43 din 31 martie, și s-a propus majorarea contribuției cu suma de circa 62.000 de lei. În referatul de aprobare apare menționat că valoarea totală a proiectului este în jur de 6 milioane de lei, din care suma de aproape 2,9 milioane de lei reprezintă valoarea cheltuielilor neeligibile. De asemenea, valoarea nerambursabilă este de circa 3,1 milioane de lei. Proiectul poate fi consultat integral pe site-ul primăriei la secțiunea ședințe. Orașul Hârlău și Comuna Cristești au intrat în scenariul roșu. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași a hotărât într-o ședință extraordinară ce a avut loc luni, 5 aprilie, măsurile care se vor lua pentru următoarele două săptămâni în zonele cu incidența crescută. În cele două unități administrative precizate, indicele a depășit 3 cazuri la 1000 de locuitori și astfel sunt restricții mai dure. Astfel, restaurantele sunt închise la interior. Organizarea de spectacole și alte manifestări, precum și activitatea cu publicul a operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc, este interzisă. În aceeași hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași, se arată că Valea Seacă și Vânători intră în scenariul galben, cu incidențe de 1,63 respectiv 2,14 la 1000 de locuitori. În aceste comune, restaurantele, dar și sălile de jocuri de noroc pot fi deschise fără a depăși capacitatea maximă a spațiului de 30% și doar în intervalul orar 6-22. De precizat este faptul că hotărârea dată la începutul săptămânii este valabilă până pe 19 aprilie. Menționăm faptul că și în municipiul Pașcani incidența privind cazurile de COVID-19 este în creștere în ultimele zile, iar la data de 6 aprilie era de 1,37 la 1000 de locuitori. Primăria orașului Târgu Frumos organizează licitație publică cu strigare, atribuire directă pentru închiriere de pășuni. Este vorba despre o suprafață de circa 11 hectare din zonele Brăiești, Paharnic, Adâncata și Jora, aflate în proprietatea privată a orașului. Condițiile de desfășurare a licitației sunt prevăzute în caietul de sarcini, document ce poate fi procurat contra cost de la compartimentul de administrare a patrimoniului din cadrul primăriei. Data limită de depunere a documentelor pentru participarea la licitație este 20 aprilie ora 16 la Secretariatul Primăriei. Licitația va avea loc miercuri 21 aprilie de la ora 10 în sala mare a primăriei. Mai multe informații se pot obține de la sediul administrației locale de pe strada Cuza Vodă până pe 19 aprilie ora 15. Deși mai sunt câteva săptămâni până la Paștele Ortodox, în municipiul Pașcani nu este amenajat niciun spațiu temporar pentru sacrificarea mieilor sau vreun abator autorizat în acest sens. Conducerea Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Iași, directorul Gabriel Ciobanu, a precizat pentru BIT TV că această situație este la nivel județean și doar primăria Iași a făcut demersurile necesare pentru deschiderea unui centru temporar unde ciobanii să își poată sacrifica miei în condiții legale, iar apoi să îi comercializeze. Comercializarea meilor se va face numai în spații aprobate sanitar-veterinar, ei fiind sacrificați numai în abatoare autorizate sanitar-veterinar conform legislației în vigoare. Deci, la nivelul județului Iași, nu avem abator sanitar-veterinar aprobat pentru sacrificarea de ovine. Avem un singur spațiu pentru sacrificare temporară la cererea primăriei Iași. Deocamdată nu avem decât spații pentru comercializare.
Așadar, ciobanii din preajma Pașcaniului nu pot vinde legal carne de miel pentru sărbătorile pascale în piețele agroalimentare. Ei sunt nevoiți fie să vândă miei vii direct de la stână celor interesați sau să riște să comercializeze carnea fără avizele necesare. Autoritățile îi roagă pe cetățeni să nu cumpere carnea de miel de la colț de stradă, ci doar din locurile autorizate, supermarketuri sau carmangerii. Carnea de miel se comercializează numai în unități înregistrate sanitar veterinar de tipul supermarketelor sau măcelăriilor, la nivelul de piețe agroalimentare în urma cererii de către acestea, iar mielul, carcasele trebuie să fie marcate cu o ștampilă ovală sau o ștampilă rotundă dacă au fost sacrificați în spații temporare. Te rugăm consumatorii să nu se aprovizioneze din zone, mă refer la comerț stradal. De precizat este și faptul că până pe 1 mai medicii veterinari și inspectorii de specialitate vor efectua controle și verificări asupra modului în care sunt respectate condițiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor. În acest sens a fost încheiat recent un protocol între Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, în baza căruia cele două instituții vor desfășura controle comune. Controlele urmăresc verificarea respectării condițiilor sanitare, veterinare și pentru siguranța alimentelor din toate piețele agroalimentare, abatoarele și centrele de sacrificare cu activitate temporară, unitățile de tranșare a cărnii, unități de procesare și depozitare a alimentelor de origine animal și non-animală, precum și în unitățile de vânzare cu amănuntul, carmangerii, măcelării, unități de alimentație publică, pizzerii, cantine, unități tip catering, cofetării, patiserii, laboratoare de cofetărie sau patiserie, pensiuni turistice, unități de tip hipermarket, supermarket, magazine alimentare și altele, anunță autoritățile. Aceste controle se vor desfășura în colaborare și cu reprezentanții ai Poliției Române și ai Ministerului Finanțelor. Doi tineri horticultori au lăsat în urmă viața de la oraș pentru un sătuc din apropierea municipiului Pașcani. Antim și Laura Nechifor au locuit la București timp de 7 ani, perioadă în care au studiat horticultura, dar nu au uitat de satul autentic. Din pasiunea pentru agricultură, cuplul a decis să se mute în satul Homița din comuna Cristești, unde au pus bazele unei ferme bio. Povestea lor este prezentată într-un reportaj realizat de TVR Iași. Afacerea a pornit cu pași mici, mai mult din pasiunea pentru a produce legume naturale. Bunicul chiar se ocupa de grădină și era foarte pasionat. Prima dată când i-a zis că dau la horticultură și că mă duc până la București să învăț să cresc plante, a zis, dar ce să faci tu asta, te duci până acolo, că te învăț eu aici. Da, și a fost amuzant. Nu a prins, din păcate, deloc nimic din ce am făcut noi aici, dar acolo unde sigur se bucură. Tinerii fermieri au pus bazele unei afaceri sănătoase și colorată, Scufița din Homița. În cursul anului 2020, care a fost și primul an de producție, Antim și Laura au cultivat tot felul de legume, însă vedetele au fost cele 54 de soiuri de tomate, în toate culorile și de toate formele. După ce au participat la târgul Piața Verde de weekend de la Iași, solicitările clienților au crescut simțitor, iar cele mai căutate au fost roșiile naturale, pentru gustul lor ca pe vremuri. Avem un număr foarte mare de la tomate, cum am zis, anul ăsta o să avem 54, 5 sau 56 de soiuri diferite, ardei gras, capia, ardei iute, tot așa, mai multe soiuri, mai multe culori, ardei iuți am avut și anul trecut și o să avem și anul ăsta cele mai iuți soiuri din lume. Afacerea a pornit din fonduri proprii, suma investită în primul an fiind de 10.000 de euro. Dragostea lor față de satul românesc este privită de primărie ca o sursă de inspirație și pentru alți tineri care visează la o viață tihnită, în liniștea satului, unde să-și întemeieze ferme. La Gal Codri Pașcani, la grupul de acțiune locală, vor veni fonduri europene special pentru agricultorii din comunile din zona Pașcan, dar eu mă refer la comuna noastră și o să încerc să
implic cât mai mulți fermieri din Comuna Cristești în obținere și atragere de fonduri europene pentru mici afaceri, gen cum este ferma Scufița din Homița. Conform sursei menționate, tinerii plănuiesc să-și extindă suprafața cultivată și să-și sporească producția cu alte varietăți de legume. Familia de horticultori este un exemplu de producători care fac agricultură ecologică și conștientizează cererea tot mai mare a românilor pentru legume și fructe bio, încurajându-și clienții să aibă o alimentație sănătoasă. La începutul lunii mai, credincioșii se pregătesc să sărbătorească învierea Domnului și să primească lumina sfântă adusă de la Ierusalim. Dacă anul trecut oamenii au stat acasă, în acest an se vor deschide din nou porțile biserice pentru a-i primi pe enoriași. La Pașcani, ca urmare a regulilor impuse pe fondul pandemiei, slujba de înviere va fi oficiată la Catedrala Pogorârea Sfântului Duh. Anul trecut, în acest locaș sfânt, s-au adunat pentru prima dată slujitorii Domnului pentru a primi cu bucurie sărbătoarea Paștelui, fără enoriași. De menționat este și faptul că slujba de înviere va fi oficiată normal cu respectarea măsurilor sanitare în vigoare, purtarea măștii și distanțarea fizică. Vă anunțăm că slujba învierii o vom săvârși și anul acesta aici la Catedrala orașului nostru. Noaptea de înviere, lumina bucuriei, învierii, a biruinței vieții asupra morții. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o primăvară frumoasă, cu această săptămână a patra din postul mare, cu duminica viitoare a Sfântului Ioan Scărarul, cu duminica a cincea, iar în săptămâna viitoare cu deniile, cele două denii de miercuri și vineri din săptămâna a cincea, de fapt a citirii canonului Sfântului Andrei Criteanul, care ne pregătește, ne primenește încă o dată sufletul, ne răscolește încă o dată sufletul ca în toate unghierile lui, ca să scoatem de acolo tot răul, toate rătăcirile noastre, toate păcatele noastre, toate ispitirile noastre. În ciuda faptului că în momentul de față la Catedrala Pogorârea Sfântului Duh se desfășoară lucrări de amenajare a spațiului interior, preotul protopop Pavel Postolache a anunțat că deniile din Săptămâna Mare se vor desfășura tot aici, în spațiul amenajat la demisorul bisericii. Și la fel, deniile din Săptămâna Mare le vom săvârși tot aici, pentru că aici avem spațiul bisericii de la demisol, pe care îl finalizăm acum în ceea ce privește amenajarea lui, așa, îl pregătim, așa cum pregătește, sigur, noi în alt mod, dar cum pregătește creștinul, ortodoxul adevărat, românul adevărat, își pregătește casa de înviere. Nu? O primenește, o văruiește, dacă este posibil, o aeresește, o înfrumusețează, așa, și așteaptă ca lumina învierii să lumineze și casa sufletului și casa lui, și mai ales casa Domnului, care este biserica. Precizăm că noaptea de Paște restricțiile de circulație vor fi ridicate până la ora 2, astfel încât credincioșii să poată merge la biserică pentru slujba de înviere. Joi vremea se va menține rece și avem parte de temperaturi negative la nivelul întregii țări, cu valori cuprinse între 0 și minus 3 grade, iar prin Transilvania, Maramureș și nordul Moldovei, minimele vor ajunge chiar și la minus 4-5 grade. De asemenea, maximele rămân modeste și se vor încadra între 9 și 11 grade în cea mai mare parte a țării. În continuare vor fi prezente și precipitații la nivelul întregii țări, dar cantitățile sunt mult mai slabe. Precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare se vor semnala în Transilvania, Maramureș, zonele montane, nordul și centrul Moldovei. În județul Iași, joi, așteptăm vreme mai bună, chiar însorită. Meteorologii anunță valori cuprinse între minus 1 și 10 grade, iar cerul se va menține senin. În cea de-a doua parte a zilei nu este exclus să apară averse sporadice. Vineri, vremea va fi în general frumoasă, cu soare, cer senin și temperaturi de până la 12 grade.